Bun, deci ce avem aici? Avem un N20? Aici avem un capac de N20. Aici se face trecerea de la... Este de fapt un retainer de vacuum, okay, care vine de la pompa de vacuum care o avem aici. Asta vine în spate la capac. Este antrenată de axa cu came. Adică ar fi undeva aici, gen în spate. Exact, da. Okay. Și ea face vacuum, ajunge în furtunașul acesta și de aici aduce în electrovalva de la turbo. Care este aceasta, nu? Aceasta de aici. Ok. Problema este că în momentul în care acea pompă de vacuum este obosită, are kilometri și se uzează, ea împinge uleiul, vapor de ulei sau chiar ulei, împinge în acest retainer. Da. Să vorbim pe înțeles tuturor, rezervor de vacuum. Da, rezervor de vacuum, exact. Și atunci duce mai departe spre electrovalvă. Okay. Și din electrovalvă chiar se duce, poate să ajungă mult mai departe spre wastegate. Blocându-l, da? Și atunci, da, da, da. Poate să-l blocheze și să nu mai funcționeze. Să vedem dacă mai curge ceva din asta. A curs mai devreme. Lasă-l un pic în final, totul. Dacă mai picură ceva. Dacă nu picură, putem desface unul dintre ele, că sigur va pica. Cum a început să curgă. Ține-l, ține-l așa. Deci tot uleiul ăsta practic se va duce, stai să focalizez. Tot uleiul ăsta se va duce în wastegate-ul de la turbo și va bloca turbina, fie pe închis, fie pe deschis, absolut, nu? Da, exact, exact, da. Deci asta e o chestie pe care o poate face orice posesor de BMW N20, dacă are vacuumatic la turbo, să desfacă aceste două canale, să vadă dacă îi curge ulei din, din rezervor. Perfect. E de ajuns, asta este un caz deja avansat. Da? Uitați cât ulei a curs până acum. Nu neapărat trebuie să curgă ulei, dar dacă scoateți furtunașul și l-ați găsit așa, okay, e de ajuns. Asta e cazul incipient și atunci deja trebuie luate măsuri. Pentru că dacă ajunge în situația asta, atunci e clar că uleiul deja a ajuns și în vacuumul de la wastegate, care de acolo nu mai poți scoate. Acesta fiind wastegate armum, care înseamnă și... vacuumaticul, sau cum le-am spus noi mai devreme. Ok. Alin, cred că este suficient. Dacă le desfacem, sigur va curge și mai mult, așa că... Da, 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 oricum o să le desfacem, să vedem ce este. Așa arată o distribuție de N20. Astea sunt patinele. Clientul nostru a dorit și un vas de expansiune, având în vedere că are eroare pe lichid, pe coolant, too low, chiar dacă lichidul este la nivel. Pompa de benzină. Solenoizii de la Vanos și cam așa arată un basket plin cu bunătăți pentru N20.